Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați venit la Voi cu Voicu. Dacă vă uitați foarte bine de jur împrejur, cu siguranță știți unde sunt. Știți că sunt într-o biserică, pentru cei care sunt foarte atenți sau pentru cei care vin aici știu exact că sunt, desigur, la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi. Dar nu doar părintele este invitatul meu special, cu el v-ați obișnuit, prietenul emisiunii, dar în această seară am o premieră. O premieră din mai multe puncte de vedere. O colegă jurnalistă, realizatoare de succes la radio, mamă, soție, în timpul liber, în cele mai multe cazuri, se află alături de persoanele care au nevoie de ajutor. De data aceasta este o autoare, coautoarea unei cărți care se numește Superb, Femeia între cer și pământ. Femeia între cer și pământ. Excepțional. Doar titlul, dacă îl vedeți, e suficient. Diana Stanciu, realizator Magic Morning. Aș vrea să răspund celor care ne privesc că și pentru mine o premieră e prima dată în viață când stau cu spatele la altar. De obicei sunt cu fața în fiecare duminică aici în ochii părintelui. Vă mulțumesc tare mult că m-ați primit, că povestim. Femeia între cer și pământ putea să fie femeia între alb și negru, între bine și rău, între Eva și Maria. Am avut o listă întreagă de femei. Dar am rămas la titlul acesta pentru că părintele a avut drept de veto și de obicei are drept de veto când vine vorba despre femeie. Și nu pentru că e bărbat. Nu, din potrivă, ci pentru că are experiența și că deja e la a treia carte, pentru mine e premieră. Sigur că înainte de a le spune oamenilor cum s-a născut povestea asta și de ce femeie, o să îi mulțumesc din nou lui Dumnezeu și părintelui că dintre milioanele de femei suntem 8 miliarde pe planeta asta, probabil că femeile sunt peste 50%. A pus mâna pe mine și nu pe alta, deși în biserică aici sunt foarte multe femei minunate și oameni cunoscuți, personalități importante, dar am ales pe mine. Mulțumesc. De ce? Trebuie să spunem telespectatorilor de ce, spunem și... Doamne ajută, Părinte bună! Seara, Doamne ajută! Bună seara, mulțumesc! Doamne ajută ție, Mirela, te cunosc de când erai foarte tânără. Faptul că aduci oamenilor lucruri proaspete e un lucru minunat. Oamenii au nevoie și de altceva. Acest altceva se cheamă că iată, astăzi ești seara, ești într-o biserică în care vorbim despre poziția femeii. Femeia de obicei în biserică ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne aflăm acum pe locurile astea unde stau Doamne câte 4 ore la slujbă și se împregnează de harul lui Dumnezeu și pleacă de aici luminoase cu răspunsuri la întrebări existențiale. Și faptul că sunt duhovnic unor mii de doamne m-a obligat cumva toată experiența asta acumulată din poveștile lor de viață, din modul în care am văzut că își schimbă viața doamnele, am încercat să găsesc o persoană care să fie modernă, să trăiască în societatea asta nebună în care trăim toți, da? Blondă, tocuri. Nimeni nu-i perfect. Da, exact. Și atunci prezentă în biserică și un bun comunicator al adevărilor dumnezeiești într-un mod pe înțelesul oamenilor și una de-a lor, de-a voastră. Cumva n-are batic. Vedeți, n-are batic pe cap. Da, de obicei nu dă nimeni mai afară din biserică, exact, pentru că n-are batic pe cap. Ce vreau să vă spun este că se poate să-L iubești pe Dumnezeu, să ai familie frumoasă, să ai o carieră frumoasă, să trăiești în modernitate și să mergi pe calea mântuirii. Chiar se poate. Și Liana Stanciu este un exemplu în acest sens. De-aia am scos împreună această carte, pentru că femeia este între două repere, iar ea are nevoie mereu de duhovnic. Știi, și ție când ți-e greu, Mirela, ți-amintești? Păi te sun pe... Da, păi ce să fac? Sună un prieten, știi problemă, cum se zice? E greu. Păi da. Cum facem? Aici este foarte important să știi pe cine să suni, pe cine să cauți. Pentru că dacă știi pe cine să cauți, în momentul ăla Dumnezeu lucrează prin harul său cel Dumnezeu. Dăm slavă Lui că lucrează. Dăm slavă Lui că lucrează. Bun. Partea frumoasă, Mirela, este că atunci când am intrat în biserica asta, mi-aduc aminte, multă vreme m-a urmărit imaginea. Biserica era un pic afumată, fuseseră tot felul de evenimente nefericite. Erau 20 de ani în urmă și am venit cu Mihai, pe care îl cunoscusem, apropo, zilele astea am împlinit 18 ani mulți de când ne-am căsătorit. Să fim 20 și ceva de ani, mulțumesc din tot sufletul. Cred că părintele atunci venise, fusese numit, practic repartizat aici. Repatriat de la patriarhie, ca să zic așa. Imaginează-ți că am venit să povestim cu cineașa. Pentru mine a fost imaginea perfectă.
Părintele, și cum eu suntem de vârste apropiate, era în sneaker și în pantofi de sport comozi, îmbrăcat, impecabil, cu atitudinea de preot, dar și de prieten. Ce faceți, oameni? Ce faceți, măi, copii? Deci, am intrat pe ușă, e cam același tip de ușă, și de unde mi-era teamă, mi-era ce o să fac, cum să spun, ce să spun, cum... Și mă gândesc că asta vă poate ajuta pe toți. Toți avem nevoie să descărcăm niște presiuni. Avem situații, frici, probleme, lucruri care ne țin pe loc și ne îngheață sângele în vene. Pe măsură ce le spuneți, pe măsură ce le descărcați cumva, o să vedeți că toate lucrurile din viața voastră capătă alte valori, alte, însemnătăți, de ce nu. Bun, am intrat în biserică cu Mihai de mână, l-am întâlnit pe părintele, am povestit un pic cu el. Și de atunci, cred că nu au fost două săptămâni în care să nu vorbim sau să nu ne vedem sau să nu cerem ceva, o binecuvântare, o părere despre o situație. Deja părintele e parte din familia noastră. Eu spun tot timpul că e omul care mă cunoaște cel mai bine. Sigur că înțelegeți de ce, pentru că sunt lucruri pe care nu le pot spune nici maică, nici bărbata mea, așa că părintele... Deci, la duhovnic. Da, exact. Dar legat de emoția de care spuneai tu, Liana, cred că este un anumit tip de emoție care te poate îngheța când intri în biserică, acea frică, și mai este o emoție de un fior de iubire care ar trebui să fie dominant. De aceea cred că ar trebui să depășim acea emoție de frică. Nu este potrivită frica în biserică, chiar dacă e numită uneori frică de Dumnezeu. Nu ți-e frică de Dumnezeu că te bate Dumnezeu, că ce-ți face Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu bate, Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu nu omoară. Deși noi noastră spuneți cu frică de Dumnezeu, cu da, spunem cu frică să supere respect. Exact, frica este frica să nu-l superi. Adică mie nu e frică de soția mea, am un fior de teamă să nu o supăr. Adică frica, da, tu nu mergi prin oraș cu 180 la oră. Nu că n-ar putea să meargă mașina, ci că ți-e teamă să nu lovești vreun pieton. Adică tu ești delicată când vorbești cu ai tăi de acasă, nu de frică, ci din dragoste. Deci aici Apostolul Pavel are un cuvânt superb: nu mi-e frică de Dumnezeu, îl iubesc. Deci aici deschiderea ar trebui să provină din faptul că știm toți că avem un tată sus, care are brațe deschise, care te primește, nu te judecă, te așteaptă să vii cu brațele lui iubitoare și deschise, și în momentul în care ai venit, el te primește cu căldura iubirii lui. Noi reprezentăm iubirea lui Dumnezeu pe pământ, nu altceva. Cum a cui a fost ideea acestei cărți? Vă cunoașteți de 20 de ani, e o prietenie frumoasă. Unul dintre voi cu siguranță a avut ideea acestei cărți, te mănuiesc pe tine, Liana. Nu, serios? Eu am avut-o pentru că m-am gândit să fac, am făcut cartea familiei. Acum fac o carte despre femeie și voi pregăti cartea bărbatului. Pentru că fiecare avem specificități. Adică femeia aici găsește răspunsuri la întrebările existențiale. Prima întrebare existențială pe care trebuie să o audă... Este ea inferioară bărbatului, exact, în biserică? Este prima asta. Chestiune despre dacă care... Dacă este inferioară sau superioară bărbatului, și în primul rând am dat răspunsul acestei întrebări, și acest răspuns are o componentă scripturistică și una științifică. Prima componentă scripturistică este clară. În Geneză, capitolul 1, versetul 27, Dumnezeu a făcut omul bărbat și femeie. Deci n-a spus că e bărbatul mai mare, că e femeia mai mică, că e femeia mai mare, sau... Doamne ferește! Și atunci când le-a spus creșteți, la plural, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Și mai mult decât atât, în concepție, în creație, geneticienii au descoperit ceea ce spune Biblia de atâția mii de ani, faptul că în procesul de naștere, bărbatul vine cu 12 cromozomi, femeia cu 12 cromozomi. Deci participarea este egală. Pentru că de sute de ani se spunea că, domne, bărbatul însămânțează și femeia este un teren fertil sau nu. Nu. Este o creație, o venire din toată inima și din toată ființa, și a bărbatului și a femeii, și așa se naște viața. De-aia ne amintim cu toții de faptul că, deși în biserică sunteți merite, veniți merite, dar în femeia bucuroasă este când o vede sus, acolo pe Maica Domnului. Pot deci o femeie ceva? Este... Și vă întreb amândoi, la slujba...
cununiei religioase, mm-hmm. da? Zice la un moment dat, părintele, și tu să te supui da. Soțului tău cu tare. Mm-hmm. La țară, ca să nu... Unele sunt mai zburdalnice, altele sunt mai nătânge, nu știu. Probabil că au folosit acest lucru ca fiind un lucru obligatoriu, adică tu să te supui soțului tău. Eu cred că e o chestie care vine din popor. Este, cred că e o traducere. Cred că e mai degrabă o situație de cumva, spunea părintele foarte frumos, că suntem incompleți și noi și bărbați, și noi femeile și bărbații. De asemenea, suntem incompleți unul fără celălalt. Cumva suntem o compatibilitate perfectă, așa, ca două jumătăți. Ne completăm unul. Exact. Golurile și plinurile, cumva găurile și vârfurile celuilalt. Cred că povestea asta cu să se supună este cumva o chestiune de să fie atentă, să fie acolo, pentru că și că vine din vechime. În vechime și în carte scrie foarte frumos, explică părintele, în vechime și sunt anumite filme în care se poate vedea, femeia avea alt statut. Femeia era posesia unui bărbat și cred că au rămas niște lucruri de acolo, dar pe de altă parte peste tot spune fii femeia, fii lumina, fii cea care completează, care ajută de fapt și de drept. În ceea ce încercăm noi să arătăm în cartea asta a femeii este că femeia e chiar mai importantă decât credem noi. În primul rând, pentru că numeric e cea care se roagă mai mult, numeric în sensul de sunt mai multe femei care vin la biserică, care se roagă, care dau acatist, care, e clar asta, e o cercetare, nu am spus-o eu, sunt cifre publice, cred că recente, pe de-o parte. Pe de altă parte, cred că femeia are nu neapărat mai multe păcate, ci mai multe lucruri pe care și le asumă. Pentru că are mult mai multe obiceiuri, mult mai multe treburi în casă, e femeie la serviciu, e angajatul cuiva sau antreprenor undeva, după care vine acasă și mai are un job care e full-time. De mamă, de soție, de eventual omul care pune mașina la spălat și face tot felul de alte lucruri. De fică, iată, de nepoată și așa mai departe. Sigur că și bărbații au toate astea, dar în datul femeii, de obicei ea gătește, de obicei ea pune lucruri, duce lucrurile la spălat, și alte lucruri de genul acesta. De obicei, ea ajută copilul, a făcut teme, chiar dacă sunt foarte multe case în care lucrurile sunt egale, complementare, cum spunea părintele. Cred că, de fapt, și de drept, cartea asta aduce echilibru. Care sunt miturile care se dărâmă, să zic așa, e mult spus dărâmă, în cartea asta? Spuneați mai devreme, dumneavoastră părinte, ia uite, Liana vine la biserică, nu are capul acoperit. Liana când se roagă are capul acoperit. Liana când se roagă are capul acoperit. Dar eu nu port, de exemplu, nu port niciodată. Rugăciunea mea, care n-am bazma pe cap. Dar nu e bazma, este, am niște ticiuțe, exact, niște părări. E la fel de privită ca și a Dianei sau altor doamne care au capul acoperit. Acest cap acoperit vine de la... De la ce, părinte? Vedeți voi, în epistole, Apostolul Pavel lămurește foarte clar lucrul ăsta. Femeia are o podoabă capilară frumoasă și femeia ar putea să abată atenția unui bărbat care vine să se roage dacă ea își prezintă frumusețea ei. Femeia este superbă prin construcție. Dumnezeu a creat-o frumoasă. Și atunci femeia în biserică cere Apostolul Pavel să vină cu bună cuviință. Asta e altceva. Fără podoabe. Nu, dar invers nu e valabil. Adică da. Dacă vine un bărbat frumos, da, noi, da. Cu capul acoperite, dacă da. E să te tragă asta și să-și bage necuratul cu da, coada, da, 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 da. Corect. Aici ține foarte mult de buna cuvință și a bărbatului, că toți aici venim în casa lui Dumnezeu smeriți să ne întâlnim cu Dumnezeu, nu pentru un alt motiv. Corect. De aceea, această bună cuvință despre care vorbeam, ține despre smerenie, pentru că smerenia aduce harul lui Dumnezeu, adică tu vii smerit și spui, Doamne, am venit să mă ajuți, am nevoie de ajutorul tău. Și atunci tu te conectezi cu Dumnezeu și pentru a te putea conecta ușor cu Dumnezeu, vii cum vii în fața unui împărat, știi?
Vii supus la tronul unui împărat, tapă împăratul cerului. Toți venim smeriți, supuși și noi îmbrăcați în haina asta neagră, acoperim tot corpul nostru. Bărbatul preot este acoperit integral, felonul acoperă tot. Nu-i vezi decât chipul și mâna preotului, atât când te binecuvintează. În rest e acoperit tocmai pentru a acoperi orice este omenesc. Și atunci femeia vine în biserică cu capul plecat, smerită, pentru că se întâlnește cu Dumnezeu, cu care comunică. Și această smerenie îi aduce femeii har dumnezeesc. De aceea, în timpul Sfintei Liturghii și în timpul slujbei, femeia își acoperă capul pentru a se smeri. Și această bună cuvință, că spune Apostolul Pavel, veniți împodobite cu podoaba virtuții, nu cu pietre scumpe, nu, adică nu vii să epatezi, să-ți prezinți colecția de bijuterii la biserică. Nu? Acolo vii, și asta mă bucură și pe mine, aici în biserica noastră vin doamne de la ministerele din prejur, doamne din Protipendada Bucureștiului. Sunt toate egale înaintea lui Dumnezeu pentru că sunt smerite. Două lucruri vreau să amintesc. Și măicuța Nicodima de la Țigănești spune: măcar când mergi la măicuța Domnului, care n-are niciodată capul descoperit. Okay. Măcar atunci când ești acolo, puneți ceva. Și mi se pare tare frumos. Da, ea măicuța e modelul femeii. Da, exact. Corect. Asta e foarte frumos și cred că de acolo trebuie să pornim. Dacă nu poți, foarte bine, nu poți, dar dacă poți, pune ceva, un șal sau ceva, pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să spun că atunci când sunt sărbători mari, e plină biserica de oameni care vin la spovedit. Și e întotdeauna coadă, părinte, n-ați auzit? Și uneori stai și te uiți la cei care vin. Am văzut femei absolut superbe, îmbrăcate în niște haine minunate, care stau cu minți, cu poșete de ultima generație. Ăsta e un alt mit. Acela al că dacă bogații nu vin, ba da, bogații se au și ei ale lor și vin să se spovedească. Femeia trebuie să fie bine ea cu ea însăși. Am întâlnit oameni și eu însă, mi sunt probabil un exemplu, așa sunt, blondă, nu mă văd altfel. M-a întrebat cineva, dar de ce te vopsești? Dar de ce? Pentru că așa mă simt bine. Și eu cred că felul în care mă simt, Dumnezeu râde când te vede că te simți bine. Nu cred că atitudinea posomorâtă și suferind este cel care îi place Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ne vrea bine și vesel și eu sunt bine când sunt atât cât pot eu aranjată, da, sau într-o anumită stare. De ce te-am ales pe tine? Tocmai pentru acest motiv. Pentru că tu realizezi acest echilibru, care este un echilibru foarte fin. Și anume, Dumnezeu e un tată, da? Ce vrea un tată? Vrea ca proprii copii să fie bine, să se simtă bine, să fie zglobi, să se joace prin curte. Ce vrea tata? Să fie bine copilul, da? Dumnezeu te vrea să fie bine cu tine. E, aici femeia are nevoie ca să fie bine cu ea însă și în primul rând are nevoie de iertarea păcatelor, de iertarea trecutului, da? După aceea ea se simte bine că este iertată de Dumnezeu, este iubită de Dumnezeu. Și apoi, ca să se simtă bine, are nevoie și de alte lucruri, de iubire în primul rând. De iubirea soțului, de iubirea părinților, de iubirea copiilor. Femeia se hrănește cu iubire. Și altfel, ea cu ea, ca să fie bine ea cu ea, mai are niște lucruri, pentru că ea are o bogăție mare de iubire înăuntru ei, își manifestă iubirea în multe feluri. Dar atenționăm femeia prin această carte să nu cadă spre mândrie. Adică e ușor să poți să cazi pe mândrie, dar când tu te uiți în oglindă și arăți bine, întrebarea este: care este scopul? Dacă scopul este că ești bine cu tine și că faci lucruri bune, ajuți oamenii, intri în societatea asta și prin filantropie, prin dragoste de oameni, faci lucruri minunate, câți, sincer, numai astăzi dacă te întreb, câte telefoane ne-ai dat tu astăzi să ajuți alți oameni, că te cunosc cu curajă, legi, știi un medic, ai vorbit cu nu știu cine, m-ai rugat, părinte, ajută-mă cu un om, uite, l-a spovedit, ajuți oameni, da? E, rostul tău, tu când pleci dimineața de acasă, tu ești bine cu tine și te împlinește ce fapta bună. Și atunci femeia se împlinește din lucrurile astea, nu spre mândrie. Dacă n-ai ca scop să arăți tu că ești cea mai nu știu cum. Nu. Tu te pui în slujbă. Aici e taina. Că întrebarea a fost așa. Soția mea când s-a dus să se vopsească, s-a dus întâi la duhovnic. Și noi avem duhovnic. Și preoteasa mea a întrebat pe duhovnic: părinte, îmi dați binecuvântare să mă vopsesc? Și părintele duhovnic a întrebat: scopul care este? Și ea a spus: nu vreau să arăt cărunțic așa la copii ca profesor. Acum e psiholog tot la copii. Și ea se duce, ea se vopsește așa, așa,
șaten sau, mă rog, nuanța cât mai aproape, da, de natural. Ideea este că scopul este un scop bun. Dumnezeu ne judecă după scopuri. Dacă tu ai un scop să epatezi, să nu știu ce, pe ce bărbat să amețești, nu știu ce să faci, atunci scopul, dacă e păcatul, nu e în regulă. Tu trebuie să ai scopul să fii bine cu tine, cum spuneai, fără să cazi înspre mândrie. Da, între sublim și ridicol e așa o poșghiță atât, da, de subțire pe de o parte, pe de altă parte ați spus atât de frumos și mi-au venit lacrimile, pentru că tata, care nu mai e în lumea asta, era cel mai mare critic. Atunci când mă vedea neîngrijită, îmi spunea, ce-i cu tine? De ce arăți așa? Cum ești neglijentă? Ceva nu e în regulă, știi? Da, exact. Deci, încă o dată, Dumnezeu nu are nimic, nici cu tocurile, nici cu părul blond, nici cu știu eu ce tip de haine. Da, Dumnezeu are cu tine când toate lucrurile astea sunt ca să domini, ca să fii important, ca să te mândrești. Dacă toate lucrurile astea sunt doar pentru tine și pentru a te face pe tine să faci tot ce faci cu mai multă forță, pentru că ești bine, când nu ești bine, nu faci. Da. Are sau faci pe jumătate. Are englezul, e exact. Common sense-ul ăla. Exact. Da? Adică, uite, prezența ta e o prezență frumoasă, o cămașă elegantă, într-un contrast cu niște pantaloni. Eu acum nu mă apuc să spun, ai venit în pantaloni în biserică, Mirela. Nu, no, păi înseamnă că n-aș intra niciodată. Exact. Pentru că eu pun rochii de trei ori pantaloni. Exact. De ce vreau să spun cu asta este că tu, eu simt că tu n-ai nicio problemă, nu ai un scop din pantalon, înțelegi? E aici taina. Noi trecem dincolo de lucrurile astea. Sufletul vostru să fie curat, să ai dragoste. O întrebare acum. Te rog. Este comoditatea un păcat, părinte? Comoditatea. Confortul poate să devină un păcat dacă confortul este un scop în viață. Pentru că astăzi se idolatrizează confortul. Facem totul pentru confort. Să ne fie bine, să stăm doar la o telecomandă, poate să devină un păcat. Confortul este pridvorul păcatului. Dar omul iubitor e om harnic. Păi ce, tu ai timp de confort? Mirela, ai tu timp de confort? Pe când ajung acasă, pun capul jos și nu mai pot de oboseală. Deci omul harnic nici nu știe ce e la confort. Ah, când te odihnești puțin, te așezi un pic la un Netflix acolo și te uiți la un film. La un serial de... Să spun la... Te uiți la un serial de... Da. Adică asta e confortul, este când ești leneș. Excesul. Excesul. Când faci totul doar pentru asta. Alte teme interesante, Liana. Mai spune câteva dintre ele, sigur. Trebuie să cumpărați cartea ca să citiți exact. Da. E important să stabilim și să subliniem temele principale. Sunt foarte multe întrebări ale mele în legătură cu faptul că unii dintre noi avem frici. Sigur că suntem în anii sănătății mentale, se vorbește mult despre anxietăți, despre frici, despre depresii, despre toate suferințele astea. Și sunt foarte multe întrebări în sensul ăsta, pentru că noi știm că n-ar trebui să ne fie frică de nimic, că l-avem pe Dumnezeu și când îl ai pe Dumnezeu, altă nevoie n-ai. Dar pe de altă parte, credința noastră, ca să îi spun, părintele știe că eu tot timpul spun asta, e fix cât bobul ăla de muștar, deci tot, oricât de știu că Hristos e puternic și sunt puternică și forțoasă, dar toate astea uneori te cotropesc gândurile. Nu știu ce studiu spunea că 80.000 de gânduri avem zilnic, ne trec prin minte, dintre care multe, 60-70% sunt gânduri negre. Aoleu, ce fac dacă? Cred că despre asta sunt foarte multe lucruri despre asta. Sunt foarte multe mituri, sunt foarte multe întrebări de pe la prietene, colege, de vârste diferite. Dăm exemplu, foarte important, Lian. Cred că una puternică, dărâmarea unui mit, este că atunci când ești la perioada lunară, da, să nu intri în biserică. O prostie. Pentru că scrie clar în Sfânta Carte că Sfinții Părinți spun asta, că femeia nu este necurată atunci când vine în biserică. Sentimentul ăsta că ești necurată este greșit. Tu faci o jertfă pentru viață, pentru că această neputință lunară și disconfort lunar vine ca să dai viață, tu, femeie. Și atunci nu te simți necurată. Ți le spun pe rând. Am vorbit despre frici, depresii, menstruație, dominație, dominația masculină, situații ipotetice la birou, la serviciu, lucruri pe care să le rezolvi, sfaturi pentru cei singuri, pentru femeile, că știi, există sindrome de toate felurile, de la cuibul gol când pleacă copilul la studiu, nu ești departe, sau când sunt în tot felul, da? Doamne, fii cu mine! Despre toate astea se vorbește. Rând,
rând. Am dat sfatul pentru femeia adolescentă, pentru tânăra adolescentă, pentru copilă. Și am rugat-o să nu se grăbească, pentru că fetele se grăbesc să intre în relații cu băieții. Gândesc așa că, uite, vor să fie prietene, să fie iubite, știi? Și apare chestia asta, dorința asta. E un soi de competiție. Care are iubit? Că dacă n-ai iubit, ai o problemă. Tu, copilă, dacă n-ai iubit, n-ai nicio problemă, nu te teme. Dimpotrivă, da? Poate că poți să înveți mai ușor dacă nu te-a luat în capul, da? După aceea ai alte preocupări. Poți să înveți ca lumea, da? După aceea vorbim despre femeia studentă, fata, care se trezește, pleacă de acasă, în studenție, cunoaște un tânăr, cum să facă atunci când cunoaște un tânăr. Și dăm sfaturi acestei fete tinere care se depărtează de părinți și merge către iubire, cunoaște iubirea vieții ei și o ajutăm aici puțin prin sfaturi cum să procedeze. După aceea, mai departe, femeia care se hotărăște să se căsătorească. La fel, le luăm pe rând, în etape și încercăm să dăm o întrebare sfaturi. Clară, standard, aceea cu ce facem întâi carieră și după aia familie sau în ce ordine. Și părintele foarte frumos explică, nu o să vă spun ce explică, ar fi bine să citiți în carte, credeți-mă, e de citit despre carieră versus familie, după care vorbim despre divorț, despre despărțire, e un capitol întreg. Sunt foarte mulți tineri care vin aici și povestesc despre asta. Cartea, încă o dată, este despre o femeie astăzi, în secolul 21. Să le spunem și despre noroc și ghinion. Avem un capitol întreg despre noroc și ghinion. Știi că spunem așa când ne merge bine, zic, bă, am avut noroc. Bă, ce noroc am avut, vai, ce noroc am avut. Și când s-a întâmplat ceva, a fost ghinion. Nu, ghinionul e în altă parte. Da, e foarte bine explicat și sunt și foarte multe exemple fără nume, pentru că părintele spovedește probabil mii de oameni, știe tot felul de povești. Crede-mă, e de citit. Eu am scris-o, am citit-o când a corectat-o și eu o să-i mulțumesc tot timpul părintelui Nicolae Mogace pentru că ne-a ajutat cu partea asta de corectură. După ce când am primit-o, am recitit-o și încă mai găsesc pasaje pe care nu le-am înțeles exact cum le-a formulat părintele. Sigur, în ce a spus dumneavoastră. Și mai e ceva frumos, că după ce am reușit să o finalizăm, pentru că practic a fost 3-4 luni de muncă asiduă, și la final ne-am gândit așa, mă, hai să gândim, să ne gândim așa, să fie în societatea asta noastră contemporană o doamnă pe care să o respectăm, pe care toată societatea românească o respectă și o iubește. Și ne-am gândit la Principesa Margareta. Da, am văzut că aveți aici... Așa, să-i mulțumesc din tot sufletul. Pentru mine a fost un șoc. Am trimis un mail, știi cum e? Așa, ca și când aș fi scris la NASA. Uh-huh. Am trimis un mail negândindu-mă vreodată că o să-mi răspundă cineva și cu atât mai puțin sperând că va spune da. Și am primit o adresă de mail de la o colegă de la televiziune și am scris și l-am sunat pe părintele luni sau părinte mi-a răspuns și zice că da. Nu cred. A fost foarte drăguț. Îi spune majestatea și la Margareta în custodele coroanei române. Sunt convinsă că femeile joacă un rol primordial în lumea de astăzi. Capacitatea noastră de empatie este puterea noastră. Femeile, atunci când li s-a dat posibilitatea, s-au dovedit a fi cei mai de încredere, corect și de succes antreprenori din lume. Încerc scuze, am citit fără ochelari, este o premieră, deci o minune. mă bucur. Da, majestatea așa gândește. Majestatea sa, Principesa Margareta, este un exemplu, ați văzut și prezența ei la încoronarea dragului nostru rege Charles, pentru că, până la urmă, e un rege drag nou românilor, a venit în țara noastră și a onorat poporul ăsta cu prezența lui. Nebunit după plăcinta cu rubarbă, i-au făcut un platou așa mare. Dar de ce trebuie să vorbim despre asta acum, pe bune? Despre plăcintă, Liana? Hai să nu vorbim de... Să ne întoarcem totuși la femeia care face plăcintele. Femeia care are grijă de casă, femeia care are grijă de copii, femeia care are timp să se roage la biserică, femeia care se spovedește, femeia care are timp să sune pe părinte să ne întrebe, părinte, ce fac? Zbanghiul ăla a venit târziu, a venit băut sau, mă rog, diverse alte lucruri. Alcoolismul e un capitol întreg. Exact, acolo. În această situație. Părinte, sunt geloasă sau el e gelos și așa mai departe. Și asta e un subiect. Despre, de fapt, despre toate femeile.
Este despre femei în general, da. Sperăm să fie despre toate femeile. Ne dorim să nu fi ratat nicio categorie, nicio situație. Am luat femei generice, mergând pe principiu că eu sunt cea care are câte puțin din fiecare, cât un pic da, câte din puțin. Așa este, o femeie trece în viața ei prin toate astea. De la botez până la mormânt, femeia trece prin toate astea. Femeia poate să fie înger pe pământ. Ea a primit de la Dumnezeu multe daruri. Voi aveți multe daruri și aș vrea să fiți conștiente și să fie conștiente telespectatorile de câte daruri a pus Dumnezeu în voi. Marele dar al răbdării, de exemplu. Păi o femeie are răbdare mult mai multe decât un bărbat. Marele dar al rugăciunii, pe când se roagă mama pentru copilul bolnav, nimeni nu se roagă ca o mamă. Marele dar al empatiei, femeia imediat e sensibilă, are acea sensibilitate. Marele dar al curajului, știi că femeile sunt mai curajoase chiar decât bărbații. Am văzut niște bărbați deșinați de la niște injecții. Și au cât de țea sânge. Ideea este că femeile mironosițe sunt modelul din biserică. Femeile mironosițe, când a înviat Hristos, ele s-au dus acolo, au spus, cine ne va da nouă piatra la o parte. Ele aveau nevoie să dea piatra aia cineva la o parte, că ele vreau să se întâlnească cu Hristos și mort. Ei nu știau că a înviat. Ele s-au dus la Hristos mort și au zis, vrem să fim cu El, să mergem cu mirul nostru. Aici e taina, curajul femeii care schimbă totul. Orice casă este frumoasă sau mai puțin frumoasă în raport de femeia care este acolo în casa aia. Poporul grec are în tradiția lui acea iubire pentru bunica. Da, acea bunică așa care îi adună pe toți, cum și la noi la țară, bunicile ne adună pe toți, avem toți o bunică ce ne-a dus la biserică, ce ne-a învățat îngerașul, ce ne-a învățat binele și răul. Și bunicile ne-au ridicat în timpul comunismului, bunicii ne-au ținut, stați liniștiți, suntem cu voi, vă suntem alături, aveam cu toți acolo, știam, aveai un reper și acum încă femeia rămâne reper de credință, de dragoste, de empatie, iar femeia în biserică umple bisericile. Sunt studii care arată că peste 80% din prezența în biserică este formată din femei, iar ele, femeile, țin țara asta. Sfântul Vasile cel Mare spunea, dați-mi 100 de femei și voi schimba fața națiunii, de femei jertfelnice, care să nască prunci pe care să-i educe cu demnitate ca ei să fie ceea ce ar trebui să fie. Deci cumva de femeie depindem toți, de mamele noastre depindem toți, de soțiile noastre depindem toți, iar noi ca bărbați spunem un mare mulțumesc. De aia la final, am la final un cuvânt și pentru că nu vreau să greșesc, vreau să spun asta un sfat foarte important pe care Părintele Vasile l-a dat în carte și poate ar fi bine pentru cei care n-au cum să citească, deși cartea asta se poate cumpăra și da din mână în mână vecinei, surorii, verișoarei și bunicii. E un sfat foarte valoros. Găsiți-vă o femeie cu mai multă experiență decât voi. Părintele, deși e un exemplu din familia dumnealui, unde este o doamnă doctor, cu care vorbește tot timpul, cu care se sfătuiește. O femeie care a trecut prin multe, care are experiență, care are și o vârstă, este ca o rocă în furtună. Care ar fi exemplul ăsta al tău, Liana? Mama. Uh-huh. Da, și eu am întotdeauna ai avut o relație specială cu Dumnezeu? Am avut o relație specială cu Dumnezeu în prima parte a cărții, povestea mea. Și o să vezi că eram timidă, pentru că nu știam. În anii lui Ceaușescu, bisericile erau ascunse după blocuri, știi foarte bine ce s-a întâmplat. Dar cred că Dumnezeu a avut un plan cu mine. Sunt sigură că a avut un plan cu mine, nu cred. Și faptul că am învățat și că acum nu mai pot fără, este o dovadă a faptului că fiecare dintre noi cred că ne naștem, avem nevoie să credem. Unii cred în, știu eu ce, în zei și altele. Te simți mult mai bine și complet când știi că nu ești singur. Iar eu oricât de singură sunt, că sunt multe dimineți la 5 când mă duc la radio, eu cu mine în mașină, am certitudinea, siguranța că nu sunt singură în mașină când mă rog. Care a fost cel mai important moment în care tu ai simțit că era dimineața mașină spre serviciu, că era acasă, că Dumnezeu ți-a pus mâna în cap? O, de multe ori. De foarte multe ori. Au fost momente absolut spectaculoase când suna telefonul și era mare sărbătoare și
Au fost nenumărate momente în care nici nu știu să spun mulțumesc. Îmi vine să plâng numai când mă gândesc la ele. Ne spui și nouă câteva? Da, uite, în momentul în care am terminat un anume eveniment, tratament și toate lucrurile au fost perfecte, am primit un telefon, totul e perfect și era izvorul tămăduirii, era mare sărbătoare. Sau în altă zi când așteptam pentru un copil să zboare, un copil care nu știam dacă va mai apuca să zboare și nu doar că a ajuns, m-a sunat mama să-mi spună, suntem bine, ne întoarcem. Altă dată când, mă rog, au fost situații și părintele știe că unele se întâmplau chiar în timp ce scriam la carte. Un alt copil trebuia să se întoarcă pentru că trecuse prin niște operații și acolo nu mai aveau ce să facă. El avea nevoie să fie acasă, avea nevoie de cineva care să-l aducă acasă. N-am știut dacă îl pot aduce oricum. Dumnezeu lucrează prin oameni și în momentul în care sună telefonul exact când crezi că nu ai nicio șansă, atunci să știi sigur că acolo e Dumnezeu. Sugestiv ar fi că într-o dimineață iubita doamnă blondii Adelina a venit și a spus: am avionul pe pistă, cherosenul costă 33.000 de lei și părintele, dar noi scriam la carte. Hai să sunăm. Și, spus, ce și în 23 de minute la asta radio. E superb. La radio, fraților, hai să ajutăm. Un copil urma să plece. Medicul Cristoveanu era acolo și nu puteau să plece că nu aveau bani să plătească cherosenul. Trebuiau să plece la München sau în Germania, nu știu unde. Și în momentul ăla 23 de minute s-au sunat oamenii. Un om 500 de lei, un om 1000 de lei, s-au adunat bănuții și a plecat doamna Adelina vineri cu bănuții și au strâns și copilul ăla a fost salvat. De fapt este de a te pune în slujba celor care au nevoie și femeia poate să facă multe cu puterea pe care o are. Prin asta, femeia filantrop, femeia mamă, femeia manager, femeia credincioasă, femeia înger, care are idei, dacă se pune în slujba altora. Exact. Nu a fost despre bani, sigur că e despre bani pe care poți să-i dai tu din ceea ce faci tu sau să iei de la alții. În momentul în care crezi că tu nu poți ajuta cu nimic, gândește-te că ești bine. Și că într-o zi poți să te duci până la secția de neonatologie, unde sunt 28-30 de copii nou-născuți, care n-au fost niciodată ținuți în brațe. Și poți să scrii deci să faci ceva, și să te duci să-i ajuți să... Sau poți să iei în brațe pe cineva, sau poți să faci piață, sau poți să... Exact, într-un cămin de oameni în vârstă de seniori. Am ajuns la undeva pe șoseaua București-Pitești, pe București-Târgoviște, într-un centru, și mi-a spus o doamnă, nu o să uit niciodată, era singură, nu fusese nimeni la ea, nu știu, 6-8 luni, nu ieșea din cameră și ne-am dus să-i ducem covor, pentru că și asta își dorea, un covor, când coboară din pat, era rece, linoleumul sau, mă rog, gresia, și ne-a cerut un covor și când am ajuns să-i pun, m-am așezat acolo, s-a uitat la mine și, a, doamne, ce faceți? Nu știu dacă a știut cine sunt, am vorbit un pic și mi-a spus, nu, cea mai grea boală a secolului 21 nu e cancerul, ci e singurătatea. Și a început să plângă. Credeți-mă că sunt oameni pentru care aveți ce să faceți. Povestea aia cu am atât de puțin sau n-am cu ce să ajut, că nu am, nu funcționează. Sunteți sănătoși, aveți timp, aveți cu ce să faceți. Sau cât ai avea de puțin, e altul care are mai puțin decât tine. Mai avem 3 minute, facem așa. Părinte, eu deschid cartea unde s-o nimeri și citești ceva. Da. După aceea o deschideți dumneavoastră și citiți ceva. Da. Ultimul minut e al Ianei. Da. Bine, bine. Uite, eu am deschis și dacă reușesc să citesc din nou fără ochelari, înseamnă că dacă viața ta nu are bucurii, generează tu bucuria. Bucuria trebuie să fie peste tot. Aud foarte des, sunt disperată, nu mai pot cu asta, nu mai pot cu cealaltă. Suntem împinse la limita rezistenței de foarte multe probleme. Putem și noi foarte multe, desigur. Ieși puțin din situația stresantă în care te învârți și vezi, analizează ce soluție ai. Aici a fost să o deschid eu. Hai să vedem noastră deschis-o. Și aici îți spun eu că următorul pasaj, că aproape știu că de rest, este că simți că nu mai poți, de fapt mai poți puțin. Eu am să vă spun așa, doamnelor, uneori noi bărbații neglijăm sau omitem să apreciem îndeajuns tot efortul pe care voi femeile îl faceți pentru noi și pentru familiile noastre.
Vă mulțumesc, doamnelor, pentru ceea ce însemnați pentru societatea noastră. Iar eu n-am deschis întâmplător, am deschis la motoul pe care, de fapt, e o scrisoare pe care am scris-o în primele pagini ale cărții și o să citez un pasaj pentru că mi se pare important și mă definește pe mine. Am învățat multe în viață, slavă Domnului, mai am atâtea de învățat, dar ceva știu destul de bine. Să pun întrebări și să le reformulez până înțeleg. Așa că vă rog din suflet să punem întrebări directe și să le însoțim de gânduri bune, care să îmbrace universul. De altfel, bunătatea este singura trăsătură pe care o respect ca superioară la un om. Sunt și altele importante. Eleganță, atitudine, inteligență, nivel de intelectual sau de instrucție, toate sunt extrem de importante. Dar nu dau doi bani pe ele dacă nu sunt însoțite de bunătate. Fiți buni, oameni! Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult, Liana Stanciu! Mulțumesc să rămână, Doamne ajută, Părinte! Aș vrea să mulțumim și Bookzon. Mulțumesc, Părinte! Au făcut o treabă minunată. Vă mulțumesc celor de la Bookzon, echipă de tineri minunați care vă puneți în slujba unor demersuri atât de frumoase, să educați prin cultura Duhului oamenii. Și ceea ce este în cartea asta este cultura Duhului. Bookzon a făcut o treabă foarte bună. Cei care doresc să o comande pot să intre pe bookzon.ro să comande această carte și cu siguranță nu vor regreta. Vor găsi 488 de pagini de cultură a Duhului. Pot să spun ceva? Te rog. Mai multe, da, mai scos, Părinte. Am mai scos, Părinte, așa facem mereu. Eu, în final, aș vrea să-i mulțumesc din nou majestății sale, Principesa Margareta Custodele Coroanei, pentru fabulosul text pe care mi l-a trimis și pentru felul extrem de rapid în care am reușit să ne mișcăm, având în vedere că ne-a venit ideea destul de târziu, dar am reușit să facem și citiți pasajul ăla, e despre femei puternice, frumoase și credincioase. Bun, eu m-am lămurit. Cartea este despre femei, dar cu siguranță este dedicată bărbaților. Ați rămas cumva și v-ați gândit că în seara asta să vă ignorăm. Nu. Știți de ce e importantă, domnilor, această carte pentru voi? Pentru că dacă voi știți ce e important pentru noi, atunci știți exact ce trebuie să faceți să fiți fericiți. Părerea mea. Dacă zic bine, bine. Dacă nu, nu. Mulțumesc foarte mult, Iana Stan, și mulțumesc foarte mult, Părintele Vasile Ioana. Mulțumesc foarte mult colegului meu, Liviu Dochița, pentru imagine. Rămâneți cu Antena 3, urmează jurnalul. Ne revedem sâmbătă viitoare la 23 la Voi cu Voicu.